Împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu voi. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, în sărbătoarea tuturor Sfinților, Biserica ne îndeamnă chiar de la începutul liturgiei să ne bucurăm cu toți în Domnul, celebrând ziua de sărbătoare în cinstea tuturor sfinților. De mărirea lor se bucură împreună cu noi toți îngerii și într-un glas îl laudă pe Fiul lui Dumnezeu. E o sărbătoare care ne invită și la bucurie, contemplând numărul infinit al fericiților și sfinților din cer și în același timp gândindu-ne cu bucurie și la vocația noastră, aceea de a fi sfinți. Sărbătoarea tuturor sfinților ne trasează și un program, mai ales, așa cum vom auzi în Evanghelie, proclamarea fericirilor care sunt garanția de a ajunge și noi în rândul sfinților. Bucurie este pentru noi și pe plan local aici la Iași și pentru dieceză, pentru că această catedrală a fost consacrată acum 13 ani, la 1 noiembrie 2005. Și facem această amintire gândindu-ne și la faptul că această catedrală ne adipostește pentru toate celebrările și de duminică și din timpul săptămânii. Locul unde venim să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și unde venim să ne lăsăm întăriți de Sfintele Taine. Am putea spune locul unde noi prindem curaj și putere pentru a fi sfinți. Însă pentru toate păcatele și slăbiciunile noastre, vrem să cerem acum iertare din partea lui Dumnezeu pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dat bucuria de a cinsti într-o singură sărbătoare meritele tuturor sfinților, te rugăm ca, având în fața ta o asemenea mulțime de mijlocitori, să primim de la tine belșugul mult dorit al îndurării tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Am văzut o mulțime mare din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigilul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, spunând: Nu dăunați pământului nici mării, nici copacilor, până când nu vom pune sigilul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor care fusese însemnați cu sigiliul. 144.000 de însemnați din toate triburile fiilor lui Israel. După aceasta am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmieri în mâini. Ei strigau cu glas puternic: Mântuirea aparține Dumnezeului nostru, cel care șade pe tron, și mielului. Și toți îngerii stăteau în picioare în fața tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și îl adorau pe Dumnezeu și spuneau: Amin, binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Cine sunt și de unde vin cei care sunt îmbrăcați cu haine albe? I-am zis: Domnul meu, tu știi. Iar el mi-a spus: Acestea sunt cei care vin din strâmtoarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei care locuiesc în ea, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a stabilit peste râuri. Va urca pe muntele Domnului, cine se va ridica în locul său cel sfânt, cel care are mâinile nepătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri de șoartă. Acesta va primi binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeu Mântuitorul Său. Aceasta este generația celor caută pe El, a celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. Aceasta este generația
din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că, atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță în El, devine curat, așa cum El este curat. Cuvântul Domnului. Toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, spune Domnul. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de El discipolii Săi. Și deschizându-și gura, învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei Îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și mințind vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră este mare în ceruri. Cuvântul Domnului. Părinți concelebranți, iubiți credincioși, azi dimineață, probabil, mulți dintre dumneavoastră, ca și noi preoții și, cum s-a întâmplat și mie, am primit felicitări la mulți ani de ziua tuturor sfinților, sărbătoare frumoasă, cu multe haruri. Și acest lucru se întâmplă de câțiva ani, în care, într-adevăr,
în afară de ziua onomastică sau ziua aniversară, când de bună dreptate primim aceste mesaje, primim parcă un bonus la sfârșitul acestui an. Este sărbătoarea tuturor sfinților, dar ce amestec avem noi în această sărbătoare? Este sărbătoarea celor care sunt în cer și contemplă fața lui Dumnezeu. Noi suntem călători pe pământ. Dar este o urare și o invitație a ceea ce primim, poate în această zi, să ne gândim că dacă nu ne-am făcut datoria față de patronul ceresc, avem astăzi ocazia să ne deschidem către toți sfinții și să-i chemăm în ajutor. Și nu numai în ajutor, pentru că, așa cum spunea Sfântul Bernard, noi suntem obișnuiți să ne adresăm sfinților, să cerem. Mereu să cerem ajutorul lor, favorul lor. Dar niciodată nu cerem ajutorul lor pentru a imita, pentru a fi sfinți, pentru a ajunge și noi la desăvârșire, uitând parcă de acea invitație din Evanghelie, fiți sfinți precum Tatăl vostru sfânt este, sau fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din ceruri desăvârșit este. Și așa această sărbătoare a tuturor sfinților devine și sărbătoarea noastră. Pe de o parte contemplăm ceata nenumărată a fericiților și sfinților din cer, dar în același timp e sărbătoarea noastră, pentru că ei ne amintesc de vocația noastră, de menirea noastră, de ținta vieții noastre, și noi trebuie să ne sfințim. Sărbătoarea de astăzi ne indică și câteva direcții pe care trebuie să mergem, tocmai pentru a realiza această sfințenie, de care noi nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să ne gândim că noi nu suntem o stofă potrivită pentru a deveni sfinți. În mâna Domnului, orice material de mai bună sau de mai slabă calitate, din mâna lui Dumnezeu poate ieși totdeauna un lucru extraordinar. Și reflexiile care vor urma în această seară vor să vă stimuleze, să ne stimuleze pe noi toți să nu uităm că trebuie să fim sfinți. Vizitând o grădină botanică, rămânem totdeauna uimiți în fața varietății plantelor și florilor și în mod spontan ne gândim la fantezia Creatorului, care a creat atâtea plante, atâtea culori, atâtea forme, care a făcut din pământul nostru o adevărată grădină minunată. Un sentiment asemănător trebuie să ne cuprindă astăzi pe noi, atunci când considerăm spectacolul sfințeniei. Lumea ne apare ca o grădină unde Duhul lui Dumnezeu a trezit cu o admirabilă fantezie o mulțime de sfinți și de sfinte de orice vârstă și de orice condiție socială, de orice limbă, popor sau cultură. Fiecare din sfinți sau fericiți este diferit față de celălalt. Fiecare își are propria personalitate umană, propria carismă spirituală. Însă cu toții purtăm imprimată în noi pecetea lui Hristos, adică amprenta iubirii sale, mărturisită cu prețul vieții sale pe cruce. Sfinții pe care noi îi contemplăm și celebrăm astăzi, cei cunoscuți și cei necunoscuți, sunt cu toții în bucurie, într-o sărbătoare fără de sfârșit. Dar, ca și Iisus, această țintă este cucerită prin trudă și încercări, prin sacrificii, prin cruce. Înfruntând fiecare propria parte de sacrificiu pentru a putea participa la slava învierii, Biserica așadar îi celebrează pe astăzi pe toți sfinții care se află în slava cerului și ne invită ca întotdeauna să înălțăm privirea noastră până sus, la cer, pentru a contempla cetatea lui Dumnezeu. Ne invită la această contemplare pentru a ne aminti că punctul final, scopul vieții noastre, este aceea de a fi sfinți, aceea de a fi fericiți. Ce este, de fapt, sfințenia? Pentru unii,
și a trăit întotdeauna cu această concepție, Sfânt este Cel care știe să facă minuni, lucruri extraordinare, excepționale, uimitoare. Pentru alții, Sfinții sunt persoane care fac pocăințe absurde, aspre, fac renunțări inumane, sacrificii radicale. Această concepție despre sfințenie este foarte periculoasă, deoarece plasează sfințenia departe de noi, ne sperie într-un fel, pentru că noi nu suntem extraordinari și de multe ori nici capabili să facem cel mai mic sacrificiu. Și astfel, noi, persoane obișnuite, comune, ne simțim autorizați să rămânem într-o mediocritate a noastră. În sărbătoarea tuturor sfinților, Biserica vrea să ne spună și să ne amintească că sfinții sunt bărbați obișnuiți și femei de rând, o mulțime alcătuită din discipolii care, din orice timp, care au căutat să asculte de Evanghelie și să o pună în practică. Aceștia sunt sfinții care salvează și au salvat lumea. Dacă după 2000 de ani încă există atât bine și atâtea lucruri frumoase, se datorează faptului că pe acest pământ al nostru au peregrinat mii, chiar sute de mii de sfinți. Este nevoie totdeauna de sfinți. Sfinții care continuă să trăiască pe pământ, apoi, în ciuda răului care mai există, dar și sfinții de ieri, care sunt deja salvați și care mijlocesc pentru noi, așa cum spune Sfântul Ioan în prima lectură, în fragmentul din Cartea Apocalipsului, că există o mulțime imensă pe care nimeni nu o poate număra, din orice națiune, popor și limbă. Definiția cea mai frumoasă a sfinților este aceea pe care un copil de grădiniță a dat-o într-o împrejurare. Educatoarea a dus clasa ei să viziteze o biserică ce avea vitralii și pe aceste vitralii erau figurile sfinților. La ora de catehism, apoi educatoarea i-a întrebat pe copii: cine sunt sfinții? Un copil a răspuns: sunt cei care permit să treacă lumina. Exact cum fetița a văzut că trecea lumina prin acele vitrali și apăreau chipurile luminoase ale sfinților. Este o minunată definiție. Sfinții permit ca lumina lui Dumnezeu să treacă și astfel continuă să lumineze lumea, continuă să iradieze din bunătate lumea. Astăzi, Biserica adună într-o unică sărbătoare pe toți fiii ei ajunși în împărăția cerurilor. Îi amintește absolut pe toți. Nu vrea să lase pe niciunul afară. Atunci când beatifică sau canonizează, Biserica declară fericiți sau sfinți pe unii din această mulțime imensă pe care nimeni nu o poate număra. Am putea spune ca și un fel de delegați sau reprezentanți ai celorlalți din aceeași țară, din aceeași meserie, din aceeași epocă sau din aceeași stare de viață. Astfel, Biserica dorește să-i dea ca exemplu lumii întregi și tuturor timpurilor. Și ne amintim de recenta beatificare a fericitei Veronica Antal, în septembrie, care ne amintește că și pe pământul României pot exista sfinți alături de ceilalți fericiți, fericitul Anton Durcovici, fericitul Vladimir Ghica, fericitul Ieremia, așteptând ca într-o bună zi să fie oficial declarați și ei sfinți. Și pe pământul țării noastre au existat și există sfinți anonimi care au trăit cu intensitate Evanghelia, dar încă nu apar în cărțile oficiale sau în calendarul Bisericii. Astăzi îi amintim pe toți. Sfinții pe care Biserica îi celebrează astăzi sunt cu totul alții, pentru că sunt cei care, a căror nume nu-i cunoaștem. Sunt sfinții anonimi, am putea spune, învăluiți în perdea tăcerii, cei al căror nume nu-i vom cunoaște niciodată pe acest pământ,
cei care, ascunși de ochii oamenilor, reprezintă încă secretul Tatălui Ceresc. Apoi sunt sfinții familiilor noastre, poate nu ne gândim de multe ori că și familiile noastre au sfinți. Nu este nimeni dintre noi care să nu aibă sfinți în genealogia sa, de câte ori nu auzim vorbindu-se despre cineva, este un sfânt om, este o femeie sfântă, văzând anumite aspecte din viața ei particulară a unei femei sau a unui bărbat. Că o știm sau nu, noi sărbătorim astăzi pe strămoșii noștri, mai apropiați sau mai îndepărtați, bunicii, părinții, frații, surorile, care ne-au precedat în împărăția cerurilor. Altfel nu ar avea sensul rugăciunilor pe care le facem poate de ani de zile pentru fericirea strămoșilor noștri, a rudelor noastre. Cu siguranță că există dintre răposații noștri că pentru care anul trecut ne rugam ca Dumnezeu să-i fericească, cu siguranță, datorită rugăciunilor și sacrificiilor noastre, astăzi se bucură de fericirea sfinților. Nu suntem noi oare fii, fiicele lacrimilor lor, ai rugăciunilor lor, a iubirilor, a bunătății lor? Harurile pe care le primim astăzi nu sunt oare răspunsul de iubire al unei femei necunoscute care în timpul veții recita seară de seară rozariul când se întorcea de la munca câmpului sau de la serviciu? Și aceasta este împărtășirea sfinților. Vom fi vrednici de această familie a noastră? Sărbătoarea de astăzi cere un răspuns ca să-i ajungem și noi din urmă. Poate să pară ciudat, dar mai sunt sfinți care nu aparțin creștinismului, pentru simplul fapt că nu au avut ocazia să-L întâlnească pe Hristos, dar care nu înseamnă că nu au fost mântuiți de El. Sfinții popoarelor păgâne, și Sfânta Scriptură ne dă câteva exemple, pentru că toate popoarele își au sfinții lor. Cei care au trăit efectiv fericirile, fără a ști care este izvorul lor, ne gândim la un Mahatma Gandhi, un budist care a trăit mult mai intens în religia sa decât creștinii. Cei care au trăit Evanghelia fără a fi putut să recunoască fața lui Iisus în biserica sa, o față desfigurată de păcate, de infidelitatea multor botezați. Granițele bisericii, iubiți credincioși, nu coincid totdeauna cu zidurile bisericilor noastre. Cei care intră într-o biserică sunt mântuiți, cei care sunt în afară nu sunt mântuiți. Chiar și dincolo de ziduri, unii au putut să trăiască în spiritul fericirilor evanghelice. O știe Dumnezeu mai bine, care vede toate inimile. Și am putea să mai facem un pas pentru a contempla mulțimea sfinților pe care îi celebrăm astăzi. Sfințenia nu este sinonimă numai decât cu perfecțiunea morală. Și mă explic, am putea fi privilegiați de originea noastră, de ambianță de familie, am avut parte de părinți foarte buni, creștini, bunici, am trăit alături de preotul din parohie, ne-am bucurat de o educație deosebită, am căpătat calități deosebite pentru că am frecventat o grădiniță a surorilor sau o școală, sau poate suntem cu virtuți naturale care ne-ar autoriza să trecem de drept sfinți și în realitate să fim încă departe de această țintă. În schimb, pot fi oameni năpăstuiți de soartă care pot oferi Duhului Sfânt un teren de primă calitate pentru a deveni sfinți. Nu fac apologia și nici recomandarea, dar un alcoolic care din curată iubire renunță la un pahar poate face un act mai eroic decât un călugăr care se întrece în multe acte de asceză. În Irlanda, la Dublin, acolo unde se adună comunitatea română, este un mormânt al unui alcoolic care este în faimă de sfințenie. Este istoria unui alcoolic înrăit care la un moment dat a pus stop, s-a rugat într-o noapte, s-a convertit și acum este procesul de beatificare. Iată că și din rândul bețivilor pot să ajungă sfinți. Presupunând o fidelitate egală față de har și prin urmare o șansă egală de
de sfințire sunt două specii de sfinți. Sunt dintre cei care poartă în natura lor urmările multor dezordini, care niciodată nu vor mângâia păsările cerului și niciodată nu vor mângâia lupul din Gubbio, asemenea lui Francisc de Assisi. Sunt cei care cad și cad în continuare. Sunt cei care vor plânge până la sfârșit, nu pentru că au trândit ușa mai tare, dar pentru că săvârșesc încă multe păcate. Dar în adâncul inimii lor au o mare dorință de a ieși din starea lor păcătoasă. Apoi există o mulțime dintre aceia căror sfințenie nu va străluci niciodată aici pe pământ în viața lor și că doar în ultima zi se vor ridica pentru a străluci. Sunt sfinții fără nume, de care astăzi vrem să ne amintim sau pe care vrem să-i încurajăm să meargă mai departe pe această cale. Și alături de ei, sigur, sunt sfinții fericiți, sfinții curați cu inima, puternici, atrăgători, sfinții modeli, canonizați, care pot fi declarați sfinți, ceea căror inimă eliberată este mare și imensă ca nisipul de pe malul mării, cei a căror inimă cântă ca o harpă armonioasă slava lui Dumnezeu. Sfinții recunoscuți, sărbătoriți, mari sfinți care au lăsat urme în istorie și care sunt înscriși în calendarul nostru, în martirologiu sau în listele oficiale ale Bisericii. Așadar, iubiți credincioși, o imensă speranță pentru timpurile noastre. Sărbătoarea tuturor sfinților este sărbătoarea noastră a tuturor, pentru că această sărbătoare ne invită și ne arată că sfințenia este posibilă pentru noi. La timpuri noi sunt și sfinți noi. Beatificările și canonizările din ultima perioadă, începând mai ales cu Sfântul Ioan Paul al II-lea, se notează sute de asemenea beatificări și canonizări, sunt o dovadă că sfințenia este de actualitate. Dumnezeu aduce la zi Evanghelia și Duhul Sfânt modelează noi chipuri de sfințenie. Harurile care par a fi rezervate sfinților mari, iată-le rezervate și celor mici, și celor care poartă încă semnele slăbiciunilor. Stofa din care Dumnezeu croiește pe sfinți se află în mâinile sale. În milostivirea sa, Dumnezeu poate face sfinți din orice om. Poate nu sfinți ca exemple de perfecțiune, dar prieteni ai lui Dumnezeu. Un sfânt nu este totdeauna doar cel care este oferit ca model de perfecțiune, dar și cel care este mai mult un fiu al iertării. Sfinții pe care Biserica poate va ezita să-i canonizeze, dar nu înseamnă că Dumnezeu nu i-a sfințit. Să privim la tâlharul căit de la stânga lui Iisus și vedem că și asasinii pot deveni sfinți, pentru că este primul asasin canonizat. A fost făcut însuși de Dumnezeu atunci când acestui tâlhar, care era răstignit alături de Iisus, i s-a promis paradisul. Așadar, să trezim gustul pentru sfințenie. Sfințenia este posibilă tuturor, și pentru copii, și pentru tineri, și pentru săraci, și pentru cei bogați, absolut pentru toți. Pentru că la urma urmei, ce este sfințenia dacă nu fericire? Simpla fericire de a exista, atunci când corespunde în visului de iubire a lui Dumnezeu, pe care îl are cu privire la fiecare dintre noi toți, oare nu suntem fericiți? Și cum să nu fim fericiți când știm că privirea milostivă a lui Dumnezeu nu contenește să se fixeze mereu asupra noastră? Starea de adevărată fericire, atunci când știm că suntem pe placul lui Dumnezeu, suntem în armonie cu Dumnezeu. Și repet din nou în sărbătoarea tuturor sfinților, noi celebrăm bucuria de a fi și noi chemați la sfințenie, pentru că s-a spus că noi avem o inimă care bate ca inima fiilor lui Dumnezeu. Ne gândim vreodată la acest lucru și ne-a amintit acest aspect Sfântul Ioan în lectura a doua de la această liturghie. Prea iubiților, vedeți ce mare iubire ne-a dat Tatăl pentru a fi numiți fii ai lui Dumnezeu și suntem cu adevărat, dar ceea ce
vom fi nu a fost încă revelat. Știm totuși că atunci când El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Dar care este drumul Sfințeniei? Ce trebuie să facem? Iisus ne l-a indicat prin proclamarea fericirilor în Evanghelia din această seară, care este sinteza Evangheliei, oglinda în fața căreia fiecare creștin, fiecare ucenic al lui Hristos trebuie să se privească cel puțin o dată pe zi. Pagina fericirilor este poarta de intrare la cuvântarea de pe munte, capitolele din care face parte acest fragment. Este carta constituțională a creștinismului. Fiecare țară, fiecare împărăție își are propriile legi. Fericirile sunt legea împărăției lui Dumnezeu. Cine le observă, intră în fericirea împărăției. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Dumnezeu a pus în inima noastră vocația, dorința după fericire, ca ultim semn al asemănării sale cu Dumnezeu, cu El. Dumnezeu este supremul bine, fericitul prin excelență. Pentru a fi fii ai lui Dumnezeu, este nevoie să fim fericiți. Tocmai pentru această biserică a ales pentru astăzi, ca Evanghelie, imnul bucuriei, cântat pe o colină din Galileea, pe malul lacului Genezaret. Carte de identitate, așa cum avem toți, o carte de identitate a adevăratului creștin, un imn cântat în 8 strofe și un singur refren, fericiți, fericiți, fericiți. Și cine cântă? Cel care este bucuria însăși a Tatălui, bucuria celor săraci. Am putea spune că este un autoportret, iar Iisus a desemnat propria față în aceste fericiri. Cine așadar ca El a fost sărac, a plâns, a fost persecutat? Dar mai mult, cine mai mult ca El a mângâiat, a semănat pace, a vindecat mii de răni? 8 strofe, culorile curcubeului, în care se reflectă unica lumină a slavei. Și este imposibil să trăim o fericire fără să urmeze în lanț celelalte fericiri. Uneori poate mai mult, una mai mult decât alta, dar totdeauna împreună, nedespărțite. Tot cerul, împărăția, lacrimile șterse, banchetul final este deja aici, dar cu tot ceea ce trebuie să trăim pe pământ încă, sărăcia, lacrimile, persecuția. Parcă vedem în aceste fericiri cum cerul și pământul se întrepătrund. Cine este așadar un sfânt? Cel a cărui inimă se deschide spre cer, devine cer, devine împărăție. La el locuiește regele, regele adevărat. Fericirile, așadar un imn care a străbătut continentele și generații de oameni, care a fascinat pe cei săraci din toate, și pe cei mici din toate timpurile, care disparte lumea în două, care răstoarnă toate valorile umane. Am putea exclama o formidabilă revoluție copernicană care încă nu s-a terminat și care continuă să ne entuziasmeze. Și ca să revin la ceea ce am spus la începutul predicii, întrucât astăzi poate mulți s-ați primit aceste urări, vreau să închei cu pe un ton al urărilor, urmând spiritul fericirilor. Și să vă doresc dumneavoastră tuturor o sărbătoare frumoasă, care poate nu sunteți mai buni decât alții, dar că în fiecare zi cereți lui Dumnezeu să vă facă mai buni. Dumneavoastră toți sunteți cei săraci atunci. Sărbătoare frumoasă dumneavoastră care oferiți mâinile libere de orice fel de violență și inimile dumneavoastră pline de iubire. Dumneavoastră sunteți cei blânzi. Sărbătoare frumoasă dumneavoastră în zilele mai triste, care în zilele mai triste continuați să credeți că mâine va răsări din nou soarele. Dumneavoastră plângeți, dar păstrați speranța. Sărbătoare frumoasă dumneavoastră care nu vă resemnați în fața nedreptăților, dumneavoastră sunteți însetați de dreptate.
sărbătoare frumoasă, dumneavoastră, care nu numai că uitați, dar iertați din inimă, dumneavoastră sunteți cei milostivi. Sărbătoare frumoasă, dumneavoastră, care în orice moment căutați să fiți curați la inimă și dumneavoastră sunteți cei curați cu inima. Sărbătoare frumoasă, dumneavoastră, care știți să fiți pașnici și împăciuitori, dumneavoastră sunteți artizanii păcii. Sărbătoare frumoasă, care nu vă înroșiți să fiți creștini și îndrăzniți să dați cont de credința voastră, dumneavoastră sunteți persecutați în numele Lui Hristos. Sub privirile tuturor sfinților, vă doresc o sărbătoare frumoasă și un gust puternic pentru sfințenie. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi, sub Ponțul Pilat, a răcutinit și s-a înglobat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ, consacrat slujirii lui Dumnezeu și chemat să crească purul în sfințenie, să înălțăm cu încredere rugăciunea noastră. Învață-ne să recunoaștem și să prețuim drepturile și demnitatea tuturor creștinilor. Te rugăm, ascultă-ne! Revarsă harul Tău asupra Sfântului nostru Părinte, Papa Francisc, asupra episcopilor noștri, Petru și Aurel, și asupra tuturor păstorilor sufletești, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul ce le-a fost încredințat de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Celor ce ți s-au consacrat, dă-le harul ca să tindă mereu spre perfecțiunea iubirii și astfel să fie imbol spre sfințenie pentru toți frații lor. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-i și pe cei apăsați de suferință să o ofere Tatălui în unire cu pătimirile Tale pentru mântuirea lumii. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite puterea Duhului Sfânt ca să ne transforme întreaga ființă, precum transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește-i pe cei nepăsători din lâncezeală și primește-i cu milă părintească pe aceia care cu suflet căit se întorc la Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește și răposaților noștri harul să se bucure de contemplarea sfințeniei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Preasfântul, dorești ca toți credincioșii Tăi să fie sfinți asemenea Ție. Prin mijlocirea Sfinților Tăi, dă-ne harul să-L urmăm necontenit pe Hristos, calea noastră,
pentru că astfel să ajungem să contemplăm negreita frumuseții a feței tale, prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa spre laudă și spre Dumnezeu, spre Domnul nostru și atât plăcute să-ți fie, Doamne, darurile pe care le aducem în cinstea tuturor sfinților. Noi credem că este bucură de siguranță nemuririi. Dă-ne și nouă harul să simțim că se îngrijesc de mântuirea noastră prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Mă rog,
Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ne dai astăzi bucuria de a privi cetatea din ceruri, Ierusalimul cel Sfânt, care este mama noastră, unde frații și surorile noastre, deja adunați împreună, cântă și preamăresc numele Tău. Noi, cei care călătorim pe pământ, ne grăbim spre patria cerească, bucurându-ne de soarta fericită a membrilor bisericii pe care ne-ai dat ca prieteni și modele de viață. De aceea, uniți cu mulțimea nenumărată a îngerilor și a sfinților, cântăm cu bucurie imnul măririi Tale. Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însublețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat ucenicilor Săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri,
și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, miște de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Să vă mulțumim.
pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți toți cei chemați la ospățul Mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te adorăm, Dumnezeule, care singur ești sfânt și ești minunat întru toți sfinții tăi, și te implorăm să deverși harul tău asupra noastră, pentru ca, desăvârșindu-ne în plinătatea iubirii tale, să ne treci de la această masă la care ne-ai primit ca pelerini, la ospățul pregătit în patria cerească prin Hristos Domnul nostru. Iubiți credincioși, vă reamintesc, mâine, 2 noiembrie, programul Sfintelor Liturghii va fi următorul: dimineață la orele 8, apoi la orele 10 și seara la orele 18. Liturghia de la orele 10 se va celebra împreună cu seminariștii și preoții de la seminar. Apoi, la orele 14, se vor face rugăciuni cu episcopii și preoții la cimitirul Eternitatea. Iar seara, la orele 18, se va celebra o liturghie pentru toți răposații. Programul Sfințirii Mormintelor la cimitirul Eternitatea vom merge așadar mâine, începând cu orele 10 până după amiază la orele 16:30, de asemenea sâmbătă între orele 14 și 16, la cimitirul Sfinții Petru și Pavel vom merge sâmbătă între orele 10 și 12, iar la cimitirul Bucium, Socola Mică, duminică, între orele 13:30 și 15, iar la cimitirul Bucium, zona Plopii, fără soț, tot duminică, între orele 13:30 și 14:30. Vă reamintim de asemenea, iubiți credincioși, că astăzi și mâine toată ziua se poate obține indulgența plenară pentru un suflet din purgator în condițiile știute: spovadă, împărtășanie, recitarea crezului și a rugăciunii Tatăl nostru după intenția Sfântului Părinte Papa. De asemenea, indulgența plenară pentru un suflet din purgator se poate obține până pe data de 8 octombrie, în fiecare zi, vizitând cimitirul cu devoțiune și spunând rugăciuni pentru cei răposați. Iubiți credincioși, ca în fiecare an, în această seară, contemplând pe sfinții care sunt deja în slava cerească, ne gândim și la cei care au trecut pe acest pământ și ne-au vestit cuvântul Evangheliei, rugând ca Dumnezeu să-i fericească pentru toată munca depusă în această păstorire a poporului nostru de pe aceste mileaguri. Și amintim rugăciunea noastră pe episcopii Nicolae Iosif Camili, Iosif Salandari, Dominic Jacquet, Alexandru Cisar, Mihai Robu, Marcu Glasă, Petru Pleșca, preoții care au activat la parohia Iași în perioada mai recentă: Dumitru Romila, Anton Gabor, Caspar Bachmeier, Alfons Donea, Păsif Pal, Carmil Tocănel, Ion Pârțac, Carmil Gergel, Iosif Simon, Eduard Sechel, Dumitru Pătrașcu, Ioan Șicmon, Gheorghe Vameșiu, Anton Ghiurcă, Pavel Cojocaru, Francis Grileanu, Ioan Gabor, Petru Gabor, Petru Martinescu, Isidor Mocanu, Dumitru Gabor, Mihai Budău. Preoții care au activat și în seminarul nostru: Francisc Habeni, Gheorghe Peț, Ioan Mărtinaș, Anton Trifaș, Andrei Gherguț, Rafael Friedrich, Leopold Nesman, Ioan Jicmon, Anton Țar, Anton Gabor, Aloisi Donea, Alfons Donea, Iosif Gergel, Ioan Ciuraru, Gheorghe Pătrașcu, Gheorghe Lengen, Eduard Sechel, Anton Budău, Petru Mareș, Francisc Zănel, Anton Ghiurcă, Ioan Tamaș. Pentru profesorii laici de la seminar: fratele Tiberiu Rață, Francisc Herciu, Ioan Bulai, Ioan Cojocaru, Ioan Mărtinaș. Și seminariștii pe care i-am cunoscut: Ioan Cojocaru, Iosif Stoica, Valentin Enășel, Robert Eugen Pătrășcan și Alin Gurgu. Pe toți îi recomandăm milostivirii lui Dumnezeu ca să se bucure împreună cu sfinții și aleșii lui Dumnezeu în împărăția cerurilor. Măreți miluitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc măriria, iar nouă viața ne-ai redat.
care perdeagă-și harul baptisma. Să-L vedem pe Tatăl ca și pe Duhul Sfințitor. Ascultă-i, Doamne Iisuse, către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă soare curea ta, dacă sună șurii mei. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Ai multe când așteaptă să ne iubirea solilor, să ne vestuiască Israele în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și de la mântuire, Israele, de toate fărăjile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
ne rugăm. Invocăm cu stăruință, Doamne, mila Ta pentru slujitorii Tăi, episcopi și preoți, care au lucrat cu sârguință pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică dălelor, Doamne, să se odihnească în pace. Amin. Vom continua mâine rugăciunile pentru toți răposații noștri, vizitând cimitirele unde cei de-ai noștri se odihnesc în pace, unindu-ne cu toți în rugăciune, pentru ca Dumnezeu să-i fericească pe toți. Și acum ne plecăm fruntea pentru binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, gloria și fericirea tuturor sfinților, care v-a dăruit bucuria să celebrați astăzi sărbătoarea lor, să vă binecuvânteze cu binecuvântare veșnică. Amin. Eliberați prin mijlocirea lor de relele vieții pământești și povățuiți de exemplul vieților sfinte, să fiți aflați purul treji în slujirea lui Dumnezeu și a fraților noștri. Astăzi biserica își amintește cu bucurie de fiii ei, care au ajuns în pacea fără de sfârșit, să vă dea Dumnezeu ca la capătul acestei veți să ajungeți alături de înfericirea cerului. Amin. Și pe voi toți să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.